domnule Tănase Cocean, că da, practicați meseria asta care e cea mai veche. De așa, da, mai veche. Din... cea mai veche din țară. Mai cea mai veche, da. Și lutul, și ce... lutul de unde îl aduceți? Lutul. Din Drobădeava, în gheal se spune numele Drobădeava. Drobădeava. Așa. Acolo, 11 metri de fund. Adânc. Adânc. Acolo îl aducem. Și ce fel de vase faceți? Ce fel de vase? Da, vase cum s-o folosiți la bătrânii noștri. Dau bocăi, pline, farfurii, tot fel de modele de vase. Care sunt și de folosință, adică le folosesc. Da, sigur, folosesc. Da. Am înțeles. Și cuptorul dumneavoastră este singurul care mai există, nu? Da, atât mai e. Aia mai... când mai putea și noi lucra. Că nu poate, ce știu. Poate fiul dumneavoastră și poate nepoți. Avem, aia, avem, uite, avem urmaș care continuă. Nu vreau să-i moară meseria, cu totul că e foarte murdară. E murdară, e cu mizerie multă. Dar nu, nu, eu fost drag așa cum a fost. Da. Nu s-a făcut gazdă, a rămas tot sărac cum a fost. Că... deci în sat aici nu mai există nimeni care să continue. Director Mihai Dăncuș, credeți că Olăritul mai poate avea o șansă în zona Maramureșului? Cred că ar trebui să accentuez faptul că Olăritul ca ocupație este una din cele mai vechi pe Mapamond. De aceea sunt multe puncte și în zona Maramureșului la care ne referim și ne vom referi în continuare, unde s-a practicat olăritul încă din timpurile cele mai îndepărtate ale istoriei și chiar în preistorie. Cuptorul acesta lui Tănase Cocean este un cuptor de factură romană? Da, adică vroiam să ajung aici, să exemplific cu centrul de ceramică de la Săcel, care este unic în țară, care a mai păstrat prin forma vaselor, prin tehnicile de lucru, respectiv arderea la roșu și lustruirea cu piatra, prin elementele decorative, vechea ceramică de factură dacică, știut fiind că în zonă Herodot atestă dacii mari, iar cuptorul la care vă referiți, ca un paradox, este de factură romană. Deci iată cum se realizează în acest spațiu cultural românesc, situat central european, această sinteză daco-romană și din perspectiva Olăritului ca ocupație. Până la urmă romanii au ajuns și aici, în, la Dacii Mari, în Maramureș. Au ajuns, pentru că... ca influență. Da, evident, pentru că Limesul e mai departe un pic de zona noastră, dar au circulat valorile, a fost o emulație a acestora, atât cele materiale cât și cele spirituale, iar descoperirile arheologice făcute în special de savantul Ioan Mihali de Apșa, în special tezaurile monetare, descoperite în câteva puncte importante ale Maramureșului, pe parcursul secolelor 1-4, cu piese romane și bizantine, sunt edificatoare în această privință. Ne aflăm aici pe o colină, aș spune colina bisericii din Muzeul Satului din Sighet. Una din realizările cele mai deosebite pentru arta românească, spunem, și pentru istoria românească. Da. Aș vrea să ne vorbiți despre centru istoric al orașului Sighet, despre situația sa, despre clădirile care sunt în mare pericol, despre problemele dumneavoastră, despre dorințele dumneavoastră și despre supărările dumneavoastră. Da. La
primul contact pe care l-am avut cu dumneavoastră, ați avut probabil sentimentul că sunt un pesimist. Eu întotdeauna am fost și rămân și voi fi un optimist. Dar am văzut un român mai supărat și asta mi-a plăcut. Da, am tot dreptul să fiu supărat și câteodată supărarea poate că aduce și, nu câteodată, ci întotdeauna trebuie să aducă în mod firesc și normal și un rezultat bun. Vreau să vă spun că orașul nostru, Sighetu Marmației, este una din vechile capitale, vechile reședințe a unei țări românești, țara Maramureșului, care, sigur, astăzi este integrată administrativ în județul Maramureș cu reședința la Baia Mare, dar întotdeauna, sau dintotdeauna, și astăzi, maramureșenii aici gravitează, de pe toate văile, a Tisei, a Izei, a Marii, a Posăului. Maramureșul unui oraș ca Sighetu, asta e. Da, este imnul nostru al maramureșenilor, care se pierde în vechime, iată că nici nu știm de când e. Se pare că este de la sfârșitul secolului trecut. Când, în fostul imperiu, Maramureșul în integritatea sa, fiindcă este, știu, doar o treime este în granițele actuale, două treimi sunt integrate în frontierele Ucrainei, avea mai multe orașe. Astăzi este unul, Sighetu. Cu, pardon să nu jignesc pe frații noștri din orașul Vișeu și Borșa, deci două orășele care au primit acest rang în anii de după război, în urma industrializării oarecum forțate. Referindu-ne la orașul Sighet, aș vrea să spun că dacă Maramureșul apare în documente la 1199 pentru prima dată, Sighetul este consemnat mult mai târziu, în 1326, ca unul din cele cinci orașe, așa zis, regești de pe Valea Tisei. Săpăturile arheologice pe care le-am făcut împreună cu Institutul de Arheologie din cadrul Academiei Române, în special de la cu... Cluj. Nu, de la București. De la București. Mă refer la colaborarea cu Radu Popa, care a lucrat mult în Maramureș, dedicând și o monografie acestei țări, teza de doctorat, de altfel, a domniei sale. Deci, aceste săpături au evidențiat aici, în Sighet, o așezare mult mai veche, chiar dacă specialitatea regretatului Radu Popa era perioada medievală, deci săpăturile au scos la iveală elemente arheologice din Hallstatt, din epoca fierului. Am văzut la muzeu mult bronz. Da. De altfel, în hinterlandul Sighetului s-au găsit foarte multe mărturii arheologice din paleolitic, neolitic, iar bronzul este prezent în toate comunitățile maramureșene. Aș zice că avem printre cele mai mari colecții din România și toate, subliniez, sunt descoperiri întâmplătoare. Tezaur de aur. Da, celebrul tezaur de aur de la Sarasău, care a fost descoperit în secolul trecut pe un teren de la interferența moșiilor familiilor Iurca și Mihali. Partea care s-a cuvenit familiei Mihali s-a păstrat în mare proporție, unele piese fiind astăzi la Muzeul din Budapesta și Viena, dar o parte fiind și în proprietatea familiei, ceea ce este un act meritoriu ca 50 de ani să reușească să le ascundă și să le păstreze, să le aducă nouă astăzi. Domnule Dâncuș, am văzut clădirile orașului Sighet, le-am filmat, unele au probleme deosebite, am filmat o clădire în care efectiv așteaptă să se prăbușească, poate pentru a nu mai exista. Am filmat și clădiri care au aparținut unor populații care au venit în acest spațiu, mă refer la evrei. O sinagogă frumoasă aici și de altfel o casă frumoasă, casa Wiesel.
Casa Viză, cunoscutului scriitor, da, laureat cu premiul Nobel. Da. Ce ne puteți spune despre aceste clădiri, despre starea lor și despre ce ar trebui să se întreprindă? Adică, ca orice reședință, ca orice oraș, știu eu, din această parte central-europeană, pentru că trebuie să spun, să aduc aminte sau să fac cunoscut celor care nu știu că Sighetul este așezat la 17 km de o bornă care marchează centrul geografic al Europei. Echidistanța între crestele munților Ural și țărmurile Atlanticului, țărmurile occidentale ale Atlanticului și țărmurile nordice ale peninsulei Scandinave și sudul insulei Creta. Bornă pusă de austrieci în dreapta Tisei, deci în punctul care marchează acest centru. Deci ca orice oraș, ca orice burg, fiindcă putem să-l caracterizăm așa, central european, are o mulțime de clădiri vechi, reprezentative, frumoase și care, iată, dacă am reușit să le salvăm de la dispariție, pentru că era un program foarte clar în privința aceasta de demolare a întregului centru urban al Sighetului în anii dinainte de Revoluția din 1989, și prin asumarea unui risc a unor oameni de aici s-a reușit salvarea, iată că acum, prin greutățile pe care le parcurge sau le traversează tranziția, poate printr-o neglijență a celor chemați să aibă grijă de acest patrimoniu, aș zice, european, pentru că el nu mai aparține exclusiv poporului român, multe din aceste clădiri se degradează. Avem clădirea fostei vechi prefecturi din 1690, o superbă construcție în stil baroc cu câteva elemente gotice, plasată în centrul orașului. Clădirea Asociațiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureș, făcută prin efortul populației românești la 13 decembrie 1860, anticipând Astra de la Sibiu, clădirea Liceului Reformat, care în 1560 avea deschise porțile și pentru populația română din această zonă, nu numai pentru cea de altă limbă, sigur, probabil cu anumite scopuri ascunse, dar erau deschise porțile spre lumină. Clădirea fostului tribunal, care astăzi este primăria orașului și în continuitatea ei este clădirea fostei închisori, care a devenit celebră după al doilea război, aici fiind închiși mari demnitari ai țării, toate guvernele care s-au succedat după 1918, trei prim-miniștri, peste 50 de miniștri, generali, mari universitari, oameni de cultură, academicieni, șefii tuturor partidelor politice, toți episcopii bisericii greco-catolice, care a fost suprimată în 1948, foarte mulți țărani, subliniez încă o dată, foarte mulți țărani care s-au opus sovietizării în urma ocupației României de către armatele sovietice. Clădirea Gării din secolul trecut, clădirile, pentru că este un grup de clădiri ale spitalului și el tot din secolul trecut, clădirile aferente Bisericii Romano-Catolice, în care se găsește astăzi sediul muzeului cu secțiile de istorie, arheologie și științele naturii, laboratoare, etc., din 1730. Clădirea băii rituale a populației evreiești, care la un moment dat, în perioada interbelică, era majoritară în orașul nostru. Este știut că marile migrații ale evreilor din teritoriul fostului Imperiu Țarist, în urma pogromurilor, în special din Galiția,
și-au găsit adăpost, zic, acești evrei aici, în această zonă, populația având o atitudine foarte umanitară, care de altfel s-a dovedit și în 1940, deci după dictatul de la Viena, când hortiștii au deportat peste 40.000 de evrei din Maramureș, peste 40.000 care au murit în lagărele de exterminare. Domnule Dâncuș, toate aceste clădiri merită un tratament deosebit. Suntem convinși de lucrul acesta. Am înțeles că supărarea noastră este determinată și de faptul că disponibilitățile financiare care sunt repartizate pentru Siget sunt destul de mici în comparație cu celelalte, pentru Baia Mare, de exemplu. Da, aceasta este o problemă sensibilă pe care... Da, sper că nu o să supăr pe nimeni. Ba, din contră, trebuie să știm cu toții că în 1948, pe teritoriul României, și știm de altfel, dar nu știm efectele acestui fapt. Deci, în 1948, după instalarea regimului impus de Uniunea Sovietică în urma ocupației... 1945 a fost... Așa, dar în 1940, mă refer expres la anul 1948, s-a preluat ca model de organizare administrativ-teritorială a țării modelul regiunilor din Uniunea Sovietică. Cred că nu întâmplător s-a procedat la această reîmpărțire administrativ-teritorială, ci în mod absolut deliberat pentru a distruge focarele de rezistență, acele locuri, concentrări de oameni, de orașe, de așa, de zone care au opus în mod deschis și poate mai tare decât în altă parte rezistență la sovietizare. Una din aceste zone a fost și Maramureș cu capitala lui. Domnule Dâncuș, iată politica care s-a dus. Sperăm într-o rezolvare în sens normal și a acestei chestiuni. Aș vrea să ne referim la Maramureșul istoric, dar nu numai la Siget, pentru că am filmat la Borșa, am filmat la Eud, vom mai filma la Desești și în alte puncte importante. Ce ne puteți spune despre starea celorlalte obiective? În zonă au beneficiat de subvenții 7 biserici de lemn de secol XVIII, majoritatea, reprezentative pentru această zonă, cunoscute pe plan național și relativ bine deja cunoscute și în plan european pentru valoarea lor. Și credem că politica de conservare și restaurare a lor se va continua și în anii care vor urma. Însă alocațiile care se dau în general acestei zone sunt foarte mici, foarte nerelevante în raport cu ceea ce se dă în altă parte. Știm acest lucru, că țara se confruntă cu probleme deosebite, că în fiecare zonă există necazuri, însă cred că se cuvine ca să se aibă în vedere și zonele care au necazuri mai mari sau zonele care n-au beneficiat aproape deloc în ultimii 50 de ani de acea pâine de aur a țării, care se coace la București și se împarte tuturor, mai puțin nou. Din păcate, sperăm că se va îmbunătăți situația. Am vrea să ne vorbiți și de Bogdan Vodă, despre reședința descălecătorului, pe care am înțeles că nu o considerați totuși ca adevărată. Iată că ați atins problemă, dacă vreți, de interes național, pentru că localitatea Bogdan Vodă, fosta Cuhia, deci
localitatea de reședință a voievodului Bogdan I, care după conflictul care l-a avut cu regalitatea maghiară, pleacă în Moldova și întemeiază statul feudal Moldova. Deci satul adăpostește vestigii ale reședinței voievodale, în sensul că săpăturile făcute de doctor Radu Popa pe baza semnalărilor făcute de Ioan Mihali de Apșa au scos la iveală o biserică de piatră de secol XIV. Deci se pare că aceasta a fost în legătură directă cu reședința voievodală. Au dezvelit arheologii în frunte cu Radu Popa și un punct care e cunoscut în literatura de specialitate ca reședință, dar care, pe baza toponimului râului adiacent acestui promontoriu, care este foarte semnificativ, Valea Turnului, se pare că ar fi un turn de apărare, un turn de observație și poate undeva în zonă ar fi această reședință care cred că ar trebui să fie mult mai reprezentativă, mai mare ca dimensiune. Mi-ați vorbit de biserică, de ruinele bisericii care sunt adăpostite sub un șopron. Exact. Se va întreprinde ceva acolo? Intențiile noastre sunt de a deschide o, să spun, o cercetare amplă arheologică pe tot Maramureșul, pentru că Maramureșul n-a fost cercetat sub aspect arheologic. Câteva sondaje făcute de Hadrian Daicoviciu pentru perioada cunoscută, perioada dacică, cu descoperirile foarte semnificative de la Călinești și Oncești în special, ceea ce a făcut Radu Popa la Cuchia, Sarasău, Giulești, Sighet și mai în câteva puncte prin sondaje, este foarte puțin și nerelevant. Deci acest program pe care îl vizăm și pe care noi îl avem așteaptă să se pună în practică, însă lipsesc cercetătorii. Dacă sperăm că și ei vor veni, poate dintre studenții facultăților de istorie și arheologie de astăzi. Așteptăm. Aș vrea să ne oprim puțin și la bisericile de lemn din Maramureșul istoric. Multe au apărut pe locul unora mai vechi la început de secol XVIII. La Borșa am filmat o biserică legată de o ultimă bătălie pe care borșenii au purtat-o, o ultimă bătălie împotriva, ultima bătălie de fapt împotriva tătarilor. Da. L-am găsit și la Bogdan Vodă acest aspect. De altfel și la Eud, pentru biserica din Șes. Ce ne puteți spune despre aceste splendide biserici, despre programul rezervat lor? Deci, așa cum ați remarcat, ultima invazie a tătarilor în Europa a fost în 1717 și trebuie să ne mândrim cu acest lucru și să-l spunem Europei și să știe Europa că aici au fost opriți pentru ultima dată tătarii, în Maramureș. Deci penultima bătălie a fost la Strâmtur, între Strâmtura și Bursana, într-un defileu al Izei, da? Și ultima la Borșa, în locul numit și recunoscut și astăzi sub toponimul Preluca Tătarilor. Având ca oponenți la Borșa populația locală, sub conducerea preotului local, Popa Lupu, fost capitan al lui Racoții, da, ca și Pintea Viteazul, de altfel. Sigur că este foarte important să se marcheze acest lucru și să fie știut, iar dacă ne referim la biserici, pentru că asta vă interesa în mod special, trebuie să spun că în drumul lor, tătarii au ars bisericile în toate comunele pe unde au trecut, până la Borșa inclusiv.
în același an sau imediat în anul următor sau în anii următori, aproape peste tot s-au reconstruit aceste biserici, majoritatea lor preluând, majoritatea absolută, preluând planul și forma vechii biserici. Poate unele din ele s-au mai înălțat, aducând elemente din goticul apusian, care este remarcabil și care în Maramureș este preluat sub denumirea de goticul maramureșan. Mai circulă această sintagmă în lumea celor care se ocupă de studiul acestor biserici. Se păstrează în Maramureș și biserici mai vechi, cum este cea de la Eud, despre care prin tradiție ar fi din 1364, Biserica din Deal, numită și Biserica Balcului, a voievodului Balc, urmașii căruia trăiesc și astăzi în sat, dar nu numai, adică sunt răspândiți în toată țara, sunt oameni care s-au ridicat pe trepte superioare în domeniul științelor, diverselor de demnități. Este biserica de la Sârgi și nu Sârbi, cum este consemnat în toate atlasele și pe toate hărțile, deci noi creăm și sate artificiale în România. Deci toponimul Sârbi n-a existat niciodată în Maramureș. Deci în satul Sârgi, de pe Valea Coseului, la 1560, și acolo sunt două biserici, Susani-Josani, cum de altfel și la Butești este Susani-Josani, cea din Susani este mai veche, cea din Josani tot după 1700, la Bârsana tot 1718, la Valea, la Rozavlea tot 1718, deci este traseul urmat de tătari. Vreau să amintesc că dincolo de Tisa, foarte aproape de orașul nostru, la 12 km, nici atât, sunt cele trei apșe, localități mari, cu peste 10.000 de locuitori fiecare, și în fiecare există câte două asemenea biserici. Biserici românești, pentru că satele sunt prin excelență cu populație românească. Tot acolo, tot dincolo de Tisa, în imediată apropiere a acestor așezări, la câțiva kilometri, este localitatea Peri, unde se află ruinele acoperite de timp și de sfânta natură a mănăstirii celebre, care la 1391, chitoria voievozilor maramureșeni Balc și Drag, la 1391 capătă rang de stavropighie și este pusă sub protecția Patriarhiei de la Constantinopol. De altfel, egumenii acestei mănăstiri aveau și rang episcopal și hirotoniseau preoți pentru această zonă central-europeană, care este Maramureșul, în extensia lui cunoscută din perioada medievală, fără niciun fel de conotații geopolitice sau revendicări, și care este o arie culturală de excepție datorată acestor ciocniri, dacă vreți, între două mari culturi și civilizații, orientală și occidentală, între cele două mari ramuri ale creștinismului, Biserica Răsăriteană și cea apusiană, catolică și ortodoxă, aici creindu-se această sinteză care a dat naștere la o cultură specifică, a cărei, subliniez, a cărei elemente principale se regăsesc perfect în cultura românească în general.